Ține, Doamne, și astăzi vie în inima mea nădejdea în cele sfinte și curate și nu lăsa ca nici o rea vestire, nici o neașteptată dezamăgire și nici o grea încercare să mă clintească în credința mea. Îți mulțumesc că mi-ai dat să înțeleg că viața e o minune și că această zi e o minune și că Tu m-ai făcut după chipul și asemănarea Ta într-o nemărginită și neobosită iubire a Ta. Dă-mi, Doamne, astăzi cele ce Tu știi că îmi sunt de trebuință și ține-mi familia și aproapele cu sănătate, înțelegere și bunăstare. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de toată neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă în cartea vieții și dăruiește-mi, Doamne, viață liniștită și binecuvântată și liniște și bucurie și bunăstare și iubire. Doamne, deși nu am făcut niciun bine poate înaintea Ta, stropește inima mea cu roa cea dulce a harului Tău, după marea milei Tale, și pomenește-mă într-o împărăția Ta. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de toată neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă în cartea vieții și dăruiește-mi, Doamne, viață liniștită și binecuvântată și liniște și bucurie și bunăstare și iubire. Doamne, deși nu am făcut niciun bine poate înaintea Ta, stropește inima mea cu roa cea dulce a harului Tău, după marea milei Tale, și pomenește-mă într-o împărăția Ta. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, Cel ce cântărești toate faptele, gândurile și simțirile, scăparea celui asuprit, mângâierea celui necăjit și ajutorul celui încercat, călăuzește-mă și învrednicește-mă astăzi ca
ca să pot duce ziua cu inimă curată, cuget bun și credință neprefăcută. Și amintește-mi cât de mare este bunătatea ta și cât de mult mă iubești. Mărire ție, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor, căci Tu ești adăpostul celor ce aleargă la Tine. Amin. Doamne Sfinte, Cel ce Te-ai arătat nouă și Cel ce binecuvântezi pe cei ce se roagă Ție, pleacă, prea bunule, astăzi urechea la ruga mea, căci cu încredere neclintită caut către Tine și îți cer îndrumare și mângâiere. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi, Doamne, astăzi putere și credință ca să pot face voia Ta și fii alături de mine în toate câte mă încearcă. Eliberează-mă de toată îndoiala și neîndrăzneala și luminează-mi mintea și gândul ca să mă pot bucura de darul vieții și de această zi în care m-ai învrednicit să ajung. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi cuget bun, cuvință și aducere aminte, curățenie sufletească și ascultare. Dă-mi înțelegere și răbdare, voință biruitoare, dar și blândețe. Ferește-mă de ispite, de oameni vicleni, de focul patimilor trupești și de slăbiciunile sufletului, în fața tuturor primejdilor ce mă pândesc. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă, cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Și nu mă lipsi astăzi, Doamne, de bogăția arătată de Tine celor ce bine fac înaintea Ta, ci cu iubirea Ta înconjoară-mă și ajută-mă să răzbat în fața tuturor greutăților într-un sfânt numele Tău. Și izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, ca să pot vedea cu ochi noi și curați frumusețea lucrării Tale pământești și să mă pot bucura de tot ceea ce Tu îmi dăruiești. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Fii milostiv cu mine, Doamne, și cercetează-mi sufletul
și mintea și limpezește-le tu, ca să nu sfârșesc astăzi în păcat. Nu mă lăsa.